Nu doar soldații armatei naționale și rezerviștii participă la tot felul de antrenamente. Își testează capacitățile și unitățile militare de elită, specializate în desfășurarea unor misiuni specifice și complexe. O dovedesc imagini de la un exercițiu al batalionului cu destinație specială Scorpion, ajunse pe canale de Telegram, dar pe care nu le-am găsit pe paginile oficiale ale Ministerului de Interne. Canalul de Telegram care l-a postat scrie că scopul acestor instruiri ar fi de a înăbuși eventuale proteste după alegerile care urmează în țară. Pentru confirmare, am contactat serviciul de presă al Inspectoratului General de Carabinieri. În mesajul primit ni s-a comunicat că batalionul cu destinație specială Scorpion este o subunitate de elită a Inspectoratului General de Carabinieri, în atribuțiile căruia intră prevenirea și combaterea actelor de terorism, criminalitate organizată și tulburările sociale în masă. Tot acolo se spune că antrenamentele practice se fac periodic de către angajații BDS Scorpion și au scopul de a îmbunătăți reacțiile rapide și eficiența operațională în diverse situații. Prin simulări realiste, exercițiile pentru restabilirea ordinii publice și tehnici avansate de intervenție, personalul își dezvoltă competențe individuale și de echipă, îmbunătățind astfel siguranța și încrederea în cadrul operațiunilor. La antrenamente participă toți angajații BDS Scorpion, deci sunt niște exerciții de rutină, intră în atribuțiile lor de serviciu, se mai spune în mesajul expediat de IGC. Alte antrenamente încep luni, 5 august, dar sunt pentru militarii Armatei Naționale. Este vorba de cele care au loc în cadrul exercițiului Scutul de Foc și în care sunt implicați și ostași români, dar și americani. Instruirile la care va fi folosită tehnică militară și sistemele de artilerie au ca obiectiv dezvoltarea capabilităților operaționale și creșterea interoperabilității efectivului participant, se spune într-un comunicat al Ministerului Apărării. În text se mai menționează că în zilele următoare, în contextul acestui exercițiu, vor avea loc deplasări de tehnică militară pe drumurile naționale. Amintim că aplicațiile cu soldați în termen și cei în rezervă se desfășoară regulat de la începutul anului. Autoritățile spun că acestea fac parte din planul de instruire pentru 2024, iar rezerviștii afirmă că ei pentru prima dată când au luat armele din nou în mâini de la terminarea armatei.